Iepurașul de Paște a sosit la sediul PTV Oltenia, ci nu a venit cu mâna goală, ci cu multe bunătăți pentru sărbătorile pascale. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni am lansat tuturor celor ce ne urmăresc invitația de a participa la concursul nostru online. Ieri acesta s-a încheiat și în urma extragerilor, Sorina Florentina, Iliescu Alina și Tania Păun au fost invitate să-și revendice premiile. 3 coșuri cu bunătăți a lăsat iepurașul pentru tinerele mămici care nu se așteptau să câștige. Nu mă așteptam sincer să câștig, am distribuit de multe ori la concursuri din acestea, dar niciodată n-am câștigat așa, acum pur și simplu. Am zis, hai să mai distribui o dată și așa a fost să fie. Da, foarte mult de urmărit știrile. Și cum ați făcut? V-ați înscris pur și simplu? Am văzut pe internet, pe Facebook. Vă așteptați să câștigați? Nu. Ați mai câștigat vreodată ceva? Nu. Deci e prima oară? Da, cel mic este mai norocos de obicei. Este un cadou acum pentru tine de Paște? Da, este. Mulțumim. Nu, sincer, nu. Am mai încercat și când a fost promoția trecută de Crăciun, parcă să mi-aduc aminte, și tot așa am procedat, dar nu am câștigat, nu mă așteptam. Dar acum perioada sărbătorilor pascale ne prind foarte bine. Mulțumim tuturor celor care s-au înscris în concurs și ne urmăresc știrile. Pe această cale, echipa PTV urează tuturor un Paște fericit și sărbători liniștite.